I love you, Timișoara, capitala vinului. Dragii mei, vorbim acum despre cel mai interesant salon de vinuri, Vin Vest Timișoara. Pentru că este ziua de 8 martie, ne-am gândit așa să vă facem o surpriză și să alegem o figură rară în lumea bărbaților. Adică am ales o degustătoare de vinuri, femeie, bineînțeles, este un adevărat conoscător și ne va vorbi cu drag despre vinuri. Să-i spunem și în numele nostru la mulți ani? Sigur că da, pentru că merită. Doamna Lucia Pârpu, vă pregătiți pentru a 12-a ediție a Salonului Internațional de Vinuri. Ce pregătiți de data aceasta? Sigur că da, suntem la a 12-a ediție, ne bucurăm. Perioada 3-5 aprilie 2015, Centrul Regional de Afaceri, partenerii noștri, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Asociația Degustătorilor Autorizați din România. Știu că pregătiți niște evenimente, o serie întreagă de evenimente. Despre ce este vorba? Da, evenimentele sunt parte componentă a I Love Timișoara, capitala vinului. Iubesc Timișoara, capitala vinului de 12 ani, pentru că am așteptat așa frumos cu minți 12 ani să facem acest eveniment și susținem prin acest salon internațional de vinuri, susținem capitala culturală Timișoara anul 2021. Ne bucurăm că deja v-ați asortat cu evenimentul. Da, sigur că da, deci vrem să transmitem mesajul și vizual, numai prin cuvinte și vom avea o campanie, efectiv o campanie în toată Timișoara și turismul viticol, care este o parte componentă. Ne bucurăm foarte mult de prezența producătorilor care s-au înscris până la acest moment. Am dorit să scoatem în evidență investitorii, pentru că ei sunt de fapt aceia. Producătorii spunem casa de vinuri, dar investitorul este foarte important, pentru că el a dus o sumă de bani, el a cumpărat suprafața de pământ, el a plantat, el îngrijește via și el se ocupă să existe un nume. Numele lui este numele României. În momentul acesta, din 2011, eu am avut curajul să fac această întâlnire cu ambasadele în București cu 2 săptămâni înainte de un vin test 2011. Au răspuns 38 de ambasade, ceea ce a însemnat un răspuns extraordinar de frumos. Vinul a fost pregătit, a stat pe masă, deci în fața ambasadelor cu prioritate și apoi în fața fiecărui consumator final. Ne bucurăm pentru că calitatea este în momentul acesta. Avem producători mici și producători mari. Deci sunt deja care va fi numărul participanților? Ca și producători avem 22 de producători în momentul acesta de vin și alții 14 de diverse servicii conexe, pentru că am intrat încă într-un program 2014-2018, reconversie, restructurare, din nou plantare de viță de vie, din nou utilaje pentru a face cramele, a dota cramele și de ce nu turismul acela viticol care trebuie să se finalizeze cu centrul și punctul de degustare al vinurilor. Aveți noi jucători pe piață? Da, avem noi jucători pe piață, îi veți întâlni la Timișoara, aș vrea să rămân așa ca un suspans, nu vreau să dau nume, că dacă dau nume trebuie să dau la 40 de crame înscrise până la acest moment și nu ar fi corect, n-aveți timp să mi le audiați pe toate 40 și atunci trebuie să spunem că veți găsi noi jucători și mici și mari la Timișoara și cu vinuri care spun eu că vor stârni. Faptul că suntem cu o săptămână înaintea sărbătorilor pascale, iar este un eveniment, așa am obișnuit, zona de vest, Banatul, să vină, să deguste și să-și cumpere pentru masa festivă de Sfintele Sărbători de Paște, să asorteze vinul cu mielul, fiecare după plăcerea dânsului, deci există această posibilitate, nu o zi, nu două zile, ci timp de 3 zile. Care credeți că este aportul al acestui eveniment la capitalul de imagine al companiilor care vor participa la acest eveniment? Ei nu-și doresc decât să fie cunoscuți. Ei din acest motiv vin. Sunt în hipermarketuri, sunt în magazine de specialitate, deci fiecare, unii poate nu sunt în hipermarketuri, că sunt mici, sunt numai în magazine de specialitate, în restaurante. Deci vin să-și consolideze exact, încrederea, poziția. Și încrederea. Exact cum a spus, încrederea față de consumatorul final, pentru că existi, înseamnă că existi. Dacă ești acolo, înseamnă că existi. Asta înseamnă că vine consumatorul și își găsește gustul special și potrivit pentru vinul care îl iubește și apoi merge și îl cumpără din celelalte magazine. Vă mulțumesc foarte mult! Noi o să revenim cu amănunte de la eveniment. Da, mulțumesc și eu foarte mult că sunteți alături de noi și că ne promovați și de fapt promovați vinul românesc, promovați investitorii, promovați imaginea României și promovați acea imagine pozitivă care dorim din când în când să se mai audă și despre România.